Pâinea neagră e din ce în ce mai căutată, dar puțin sunt cei care cunosc adevăratele ingrediente din compoziția ei. Brutarii amestecă făina albă cu tot felul de coloranți, cum ar fi caramel, astfel se explică și gustul dulceag al pâinii. O altă metodă de a colora pâinea este praful de cacao în făină albă sau făină cu malț. Consumul excesiv al malțului favorizează apariția diabetului. Extractul de malț are un gust bogat, oferă pâinii o culoare naturală și are un efect de întârziere a învechirii. Incredibil cum cu aceste metode unii producători nepăcălesc și în locul unei pâini sănătoase dăm bani mai mulți pe o pâine artificială ce ne poate îmbolnăvi. Practica producătorilor de până acum este de a vinde sub titlul de pâine neagră produse care nu sunt obținute din făină neagră, ci dintr-un amestec de făină albă cu cacao, cenușă și alți coloranți, pentru ca produsul final să fie cât mai închis la culoare. A devenit o modă să mâncăm sănătos, iar pâinea cea de toate zilele nu lipsește de pe lista produselor eco. În acest sens, pâinea neagră reprezintă cea mai bună opțiune, însă ceea ce nu știm este că suntem păcăliți de brutării. Cenușa de vatră, cacao sau caramel sunt doar câteva dintre ingredientele cu care se amestecă așa zisa făină neagră pentru a da culoarea și gustul specifice pâinii. Înainte de a cumpăra pâine neagră, vă informăm că este necesar să citiți eticheta produsului, care trebuie să conțină obligatoriu trei ingrediente: făină de grâu neagră, sare și drojdie. Vă prezentăm în continuare E-urile din pâine: E150 caramel, acid citric, acid ascorbic, acid lactic, acetat de calciu, diacetat de sodiu, lecitină din soia, propilen glicol, glicerină, gumă arabică, carbonat de calciu, propinat de calciu.